Aderarea la spațiul Schengen este o temă de maximă urgență pentru România și Bulgaria, au convenit cei doi premieri la întâlnirea de la Palatul Victoria, un proces care trebuie finalizat cât mai curând posibil, a transmis Marcel Ciolacu. Țările noastre au făcut eforturi suplimentare pentru atingerea acestui obiectiv. Suntem în continuare angajați în consolidarea instrumentelor europene de gestionare a migrației și protejarea frontierilor externe. Prin tot ceea ce a făcut, România a demonstrat odată în plus că este un partener responsabil și de încredere al Uniunii Europene în acest domeniu și un furnizor de securitate pentru întreaga Uniune. Напълно единодушни сме, че сме изпълнили всички критерии, които са поставени от страна на Европейския съюз. И затова не е случайно, че имаме положително решение на Европейската комисия и на Европейския парламент. Просто трябва да довършим процеса и трябва да го довършим заедно в дискусии и на политическо, и на експертно ниво с тези държави, които все още имат някакви резерви. Discuțiile au mai vizat domeniul transporturilor și energiei. Un proiect important este construirea unui nou pod peste Dunăre între Giurgiu și Ruse, cu un rol cheie în apărarea flancului estic al NATO. Dar prioritatea are în acest moment lansarea liniei de feribot pentru decongestionarea traficului. Securitatea în zona Mării Negre, dar și interconectarea coridoarelor de transport al gazelor naturale și diversificarea surselor de energie au fost alte teme abordate de cei doi șefi de guverne.